Zilele trecute, ministrul Sănătății a trimis adrese tuturor direcțiilor de Sănătate Publică din țară pentru organizarea Zilei porților deschise în spitale, un eveniment în premieră în România, dar pe cât de inedit, pe atât de trăznit. La George evenimentul care era programat pentru data de 22 august S-a stabilit ca două spitale să-și deschidă porțile vizitatorilor, adică publicului larg. Ideea Ministerului nu prea a fost agreată de conducerea spitalelor și nici de personalul medical, mai ales în urma nemulțumirilor medicilor cu privire la salarii, dar și din cauza faptului că multe dintre spitale nu prea au ce arăta. Nici reacțiile presei nu au fost favorabile Ministerului Sănătății, așa că miercuri 19 august, direcțiile de sănătate publică au primit o nouă adresă de la minister, prin care sunt înștiințate că ziua porților deschise în spitale se amână pentru nu se știe când. Având în vedere apariția unor disfuncții la nivel național în ceea ce privește corelarea organizării acestui eveniment în cadrul unităților sanitare, datorate în principal intervalului scurt de timp alocat, vă comunicăm că ziua porților deschise stabilită pentru data de 22 august august 2015, se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior. Anunța Nicolae Băniceiu printr-o circulară despre care spune că trebuie comunicată în regim de urgență tuturor unităților sanitare. La Giurgiu, ziua porților deschise, viza Spitalul Orășenesc din Bolitin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.